La inițiativa Preasfințitului Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, astăzi s-a desfășurat un seminar biblic, la care au participat preoți și profesori universitari de profil teologic din țară. Aceștia au încercat să transmită celor prezenți reprezentanții unor instituții publice din județ mesajul Scripturii, și anume acela că fără credință în Dumnezeu și abaterea de la calea cea dreaptă, vor zădărnici îndeplinirea țelurilor. Are scopul de a duce, ca să zic așa, mesajul scripturistic în sferele acestea de conducere ale județului nostru, pentru că noi avem conștiința clară că a conduce fără Dumnezeu este până la urmă un lucru care nu te duce spre țelul important al vieții, care este cunoașterea lui Dumnezeu și aplicarea în lumea concretă a învățăturilor divine. La inițiativa Preasfințitului Gurie am răspuns câțiva dintre profesorii din facultățile de teologie din țară pentru a veni aici și a vorbi, pe de o parte, despre importanța Sfintei Scripturi pentru om în sine și pentru societatea de astăzi, pe de cealaltă parte să trecem în revistă câteva repere din istoria destul de zbuciumată a Bisericii Ortodoxe Române și, bineînțeles, și câteva elemente de asumare a responsabilității creștine pentru cei care sunt în suferință. Scopul nostru al unei instituții care este îndreptățită să aplice legea, dar și al Bisericii, este unul comun. Concurăm la perpetuarea normelor morale și cele de drept, astfel încât orice societate normală, respectarea acestor norme morale sau de drept, să se dezvolte într-un mod cât se poate de normal și benefic pentru membrii comunității. E o treabă necesară, pentru că și necesară și ar trebui permanentizată, e chiar o solicitare și a noastră, a instituțiilor, de a avea asemenea întâlniri pe teme de biserică, pentru că trebuie să recunoaștem, biserica este permanent în viața noastră și faptul că se dezbat teme de actualitate, teme legate de biserică, legate de viața enoriașilor, fie că sunt de la țară sau de la oraș, sunt binevenite. Reprezentanții Episcopiei Devei și Hunedoarei spun că vor permanentiza seminariile biblice, astfel încât să se desfășoare de cel puțin 2 ori pe an. Totodată se dorește și implicarea elevilor, astfel încât mesajul Scripturii să ajungă la cât mai mulți enoriași.